Bine ați venit pe canalul meu! Astăzi vă prezint o delicioasă rețetă pentru înghețată de ciocolată. Am folosit 200 ml smântână pentru frișcă și 200 ml frișcă lichidă îndulcită. Am mixat. Am adăugat 3 linguri de zahăr pudră. Am mixat în continuare. Am adăugat 3 linguri de cacao. Am mixat foarte bine toate ingredientele. Într-un bol am pus 200 de grame de ciocolată neagră. Apoi am topit-o la cuptorul cu microunde. Am adăugat peste ciocolata topită 250 de grame de lapte condensat. Am amestecat. Apoi am pus amestecul obținut peste cremă și am mixat toate ingredientele. Am pus înghețata obținută într-o caserolă de plastic cu capac. Apoi am lăsat caserola în congelator peste noapte. Am luat înghețata din caserolă cu ajutorul unei linguri, apoi am pus în recipiente cu formă pătrată. Am decorat cu zmeură și ananas.
Aceasta a fost rețeta mea pentru înghețată de ciocolată. Dacă v-a plăcut această rețetă, nu uitați să vă abonați la canalul meu, să-mi lăsați un like și un comentariu. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare!